această reorganizare s-a dispus menținerea secțiilor de poliție rurale, reînființarea funcției de șef de post, suplimentarea numărului de polițiști la posturile de poliție comunale în funcție de situația operativă și menținerea la secțiile de poliție rurală a unui nucleu de polițiști care să desfășoare activități de instrumentare a dosarelor penale și de organizare a serviciului de patrulare și intervenție. De la 1 septembrie au fost reînființate la nivelul județului Brăila 38 de posturi de poliție. Ele sunt 40. Două posturi rămăseseră așa cum au fost organizate anterior și mă refer la Mărașul și Frecății, tocmai datorită amplasamentului acestor două posturi în insula Mare. Deci încă 38 de posturi au fost reînființate. Ele sunt funcționale de la 1 septembrie. Oarecum pe vechea organizare, șef de post și ajutor șef de post. De asemenea, cele 5 secții de poliție rurală au rămas în continuare ca și formațiune de poliție de ordine publică. Posturile de poliție sunt subordonate secției de poliție rurală. Secția coordonează activitatea acestor posturi, are în componență ofițeri de poliție și agenți de poliție, un număr diferit de la o secție la alta, agenți de poliție care vor fi implicați mai ales în activitatea de patrulare și de sprijin a activității posturilor de poliție. Ce este de remarcat este faptul că numărul polițiștilor în mediul rural a crescut cu această ocazie cu 38. E vorba de funcții, nu de oameni. Funcții care vor fi ocupate odată cu promoțiile de agenți de poliție care vor absolvi școlile de la Câmpina și de la Cluj. Cam atât în mare. Activitatea polițiștilor de la post e cea pe care o cunoașteți. Deci, practic, vor face aceeași activitate ca și până acum, activitatea de cercetare penală, de patrulare, activități de poliție de proximitate la nivel de comună. Și vă repet, sub coordonarea secțiilor de poliție, care secții sunt la rândul lor arondate poliților municipale și orășenești. În funcție de zona de competență teritorială și a situației operative, la fiecare post de poliție comunală își vor desfășura activitatea un șef de post și de la 1 la 5 ajutor de șef de post. Lista celor 5 secții de poliție rurală cu posturile de poliție comunale arondate se regăsește pe www.brăila.tv, secțiunea știri scrise, dar și pe videotextul Mega TV. Proiectul depus de municipalitate prin care se fac demersurile necesare pentru trecerea stadionului de atletism la municipiu va fi atent urmărit și pus în aplicare în cel mai scurt timp. Totodată, la preluare se va face și o analiză a stadiului real al acestui obiectiv și se vor face și primele încercări de punere în funcțiune a acestuia cu dotări minime. Am depus documentele pentru trecerea stadionului de atletism la municipalitate, așa cum am discutat ultima oară când a fost doamna ministru Andronescu. O să le urmărim. De fapt, este a doua oară. Am depus în 2010, acum este a doua oară. Am discutat să încercăm să urmărim traseul documentației. Sigur că la nivel guvernamental sunt multe alte probleme foarte importante, dar o să încercăm să-l urmărim ca să îl definitivăm, așa cum s-a discutat la nivelul municipalității. Este vorba ca după ce el a fost preluat, acolo trebuie să facă o expertiză la ce există în momentul de față și poate să vedem ce e nevoie de făcut. Deci, categorii, pista de atletism trebuie să rămână pistă de atletism, partea de teren, de spațiu verde, gazonul, mă rog, teoretic gazonul de astăzi, ce este acolo, trebuie să rămână pentru celelalte tipuri de sporturi care sunt de la aruncarea suliței sau mai știu eu ce se întâmplă acolo. Deci spațiul categoric rămâne spațiul de sport și vom vedea în ce măsură va trebui să facem acolo niște amenajări cel puțin minimale la început, care înseamnă și o mică tribună, că a fost, dar
Între timp a rămas o groapă acolo, un vestiar, că oamenii a fost, dar este devalizat. Și trebuie să vedem încă o dată și cine au fost cei responsabili pentru ce a întâmplat acolo. Că la noi nimeni nu e responsabil. Mai căutați cine? Păi ce? Deci noi vom prelua cu proces verbal ce este în momentul ăsta. Între ceea ce este în momentul ăsta și ceea ce au domnii respectiv în inventar, este o diferență. Păi eu nu o să pot să preiau tribună. Păi nu pot să iau tribună, că tribuna nu mai e. Nu pot să iau vestiar când vestiarul nu mai e. Totodată, edilul șef a declarat în cadrul aceleiași conferințe de presă că în ceea ce privește bazinul olimpic, proiectul a fost lăsat deocamdată deoparte. Discuțiile pe tema CET-ului continuă, iar problemele cu care se confruntă această societate sunt încă departe de a se rezolva, în condițiile în care datornicii aleg să nu plătească și să susțină că nu au bani, chiar dacă au beneficiat de servicii. Primarul Aurel Simionescu spune că această situație trebuie să înceteze cât mai rapid. Mie mi s-au adus nominal cei care sunt în zonă, că am cerut și o astfel de listă, din cei 204, cred, abonați care mai sunt în aceste zone, 52 au datorii care însumează una peste alta peste 3 miliarde 600 de lei. Sunt unii care au 5-6 milioane de lei și sunt alții, bine, sunt și cu 100, dar noi discutăm despre cifrele astea, sunt peste 5 milioane aceștia și sunt unii care au 20, chiar 30 de milioane de lei datorie. Asta înseamnă că ei n-au plătit din 2011 cumva, alții au ultima plată pe în februarie anul acesta. Deci eu am spus și o repet, la un moment dat cineva dintre dumneavoastră mi-a spus să spuneți domnul primar cu subiect și predicat lucrurile astea. Eu repet, nu putem să consumăm ceva dacă nu plătim și dacă pe o scară sunt doi abonați care sunt buni platnici și unul care este rău platnic, conducta aceea nu se poate sectoriza, nu putem să dăm numai la cei doi și la unul nu. Și de atunci unul nu plătește în continuare și rămâne cu astfel de sume foarte mari de bani de plată și altul plătește și își pune pe bună dreptate întrebarea de ce el să nu primească. Situația societății trebuie să se schimbe, susține la rândul lui Tache Ene, președintele Partidului Poporului Legea Cojocaru, care a declarat miercuri în cadrul unei conferințe de presă că nu este normal ca directorii acestei firme să aibă în continuare salarii mari în condițiile în care CET-ul are problemele pe care le are, iar vinovați de această situație sunt și directorii societății. Condițiile generale ce trebuie îndeplinite de persoanele care solicită înscrierea la examenul de atestare sunt vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, cetățenia română, să aibă capacitate de exercițiu, să aibă starea de sănătate corespunzătoare desfășurării activității, să aibă cel puțin diplomă de BAC, să aibă cunoștințe de utilizare a calculatorului, să nu fi fost condamnat sau în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea vreunei infracțiuni. În data de 15 octombrie va avea loc examen pentru atestarea în profesia de administrator de Asociația de Proprietari de Bloc. În data de 8 octombrie va fi ultima zi în care se vor putea înscrie potențialii candidați. Examenul va fi constituit din două probe, una practică de cunoașterea aptitudinilor de lucru pe calculator și una scrisă privind legislație. La depunerea dosarului, candidații se vor prezenta și cu originalele actelor care sunt anexate la dosar în copie, în scopul confruntării și certificărilor cu mențiunea conform cu originalul. În acest moment, cea mai mare parte a administratorilor de bloc nu au atestat, procentul celor atestați fiind situat undeva sub 40%. Peste 200 de militari din România, Slovacia, Ucraina și Ungaria au participat la exercițiul multinațional Blond Avalanche 2012, care s-a desfășurat zilele acestea la Brăila.
Blond Avalanche 2012 are ca obiectiv principal antrenarea personalului batalionului multinațional de geniu TISA pentru executarea misiunilor specifice de limitare și înlăturare a consecințelor dezastrelor naturale. La exerciții au participat observatori militari din China, Moldova, Serbia și Statele Unite ale Americii. Joi la ora 9:45 în poligonul de la Vărsătură a început ziua distinșilor vizitatori cu un exercițiu al cărui scenariu a fost extrem de complex. The divers apply the standard procedures in order to safely remove the floating mine, will bring it to the shore and hand over to the pyrotechnical specialist from the Romanian Inspectorate for contingency situation. Passing through several central and east European capitals before emptying into the Black Sea, with the Danube Delta in the Romania and Ukraine. You can see now how the pyrotechnical specialist from Romanian Inspectorate for contingency situation using specific procedures, will take the mine from the divers, apply all the necessary precaution in order to avoid its explosion, and put it on a hand barrow. Carry out to a special design truck, which you can see it on the road. Amphibious capability and large usable accommodation at the rear for weapon stations, equipment, and troops. Piranha is an air transportable in a C-130 aircraft. Our Piranha just left the bank, starting his rescue operation. Distinguished guests, the floating bridge that will be installed in the International Research Blond Avalanche 2012 will be constructed from Bonton Bridge Park Pier 71. Aflat la cea de-a 10-a ediție, exercițiul Blond Avalanche 2012 reprezintă materializarea unei inițiative regionale a celor patru state din bazinul râului Tisa pentru formarea unui batalion multinațional de geniu în scopul limitării și înlăturării efectelor unor posibile dezastre naturale. România a preluat pentru a treia oară la începutul acestui an conducerea anuală a acestei inițiative de la Ungaria. Exercițiul a primit calificativul excelent chiar de la locțiitorul șefului statului major general. Acest exercițiu multinațional 2012 este un pas important în cadrul acestei inițiative naționale. Noi, în anul 2012, deținem atât comandamentul cât și directoratul grupului director. Deci am marea onoare să fiu în acesta președinte în acestui grup director. Activitățile desfășurate, la care am avut onoarea să participe și ministrul naționale, s-au situat pe mai multe paliere. Un palier a fost ședința grupului director, respectiv la nivelul obținutului și cu state majore generale, începând cu patru state membre, Ungaria, Ucraina, Ungaria, Slovacia și România. La nivelul grupului multinațional, exercițiul de comandament pe hartă la nivelul comandamentului multinațional și foarte important, la nivelul subunităților, acest live expo la care ați participat, categorică majoritatea forțelor și mijloacelor sunt când aparțin armatei exponiei și instituțiilor publice care participă la astfel de situații, respectiv Ministerul Administrației și Internelor, urgență, Poliția de Frontieră, autoritățile locale, Crucea Roșie, alte ONG-uri, dumneavoastră, care sunteți foarte importanți. La eveniment a participat și ministrul Apărării Naționale, care de asemenea s-a declarat extrem de încântat de ceea ce a văzut. Dumneavoastră ați asistat la un exercițiu care este dedicat salvării de vieți omenești și bunuri în urma unor situații grele de inundații majore. Această tehnică, deși învechită, costă scump. Costă scump pentru că mentenanța ei este mai costisitoare, da. Important este că mai avem aceste capacități, dar dincolo de aceste capacități, misiunea principală a armatei, după cum știți, este alta. Când vom ajunge la 50% la capacitatea unei unități de elită NATO?
Păi avem unități care sunt deja la... Pe cuvânt, avem unități care sunt chiar cu capacitate operațională dincolo de media capacității operaționale a altor structuri de profil. Vă dau un exemplu, forțele speciale. Încheierea exercițiului s-a făcut oficial tot pe platoul din fața primăriei municipiului Brăila, cu câteva discursuri de final, plus intonarea imnurilor și coborârea steagurilor țărilor participante. Mega TV vă va prezenta vineri 21 septembrie, la finalul grupajului de știri de la ora 18, un amplu material de la exercițiul desfășurat de cei peste 200 de militari la vărsătură. Primele impresii despre noul an școlar s-au format, iar discuțiile continuă pe tema clasei pregătitoare, susține primarul Aurel Simionescu, care a declarat joi dimineață în cadrul unei conferințe de presă că unele clase sunt extrem de bine organizate și că a observat chiar și o concurență, care cu siguranță va duce la realizarea unor spații extrem de bine organizate pentru cei mici. A început școala, a fost prima zi de școală. În principiu, nu am avut niște semnale negative deosebite, să spunem. Sigur, este dezbaterea mai mult sau mai puțin politizată vis-a-vis de clasa pregătitoare și de eficiența ei și dacă e bine să fie la școală și dacă e bine să fie la grădiniță. Probabil că nu vom termina discuția asta foarte multă vreme de acum încolo. Ceea ce vreau să spun este că am văzut și înainte de a începe școala și pe data de 17 și ieri am mai fost. Sunt clase frumoase, sunt clase bine pregătite. Deja doamnele educatoare, învățătoare au început să-și realizeze și diverse ilustrări din acestea, alul litera A, alul litera B, a cifra 1 și așa mai departe. Ca să poată să își desfășoare activitatea, este și, cred eu, în momentul de față, o emulație, așa, și o concurență, mai ales acolo unde sunt două sau trei astfel de clase într-o singură școală, pentru că unii își așează băncuțele în cerc, alții le așează în dreptunghi, în careu, unii și-au pus pe pereți ceva, alții și-au pus altceva. Deci este o emulație, spuneam, fiecare încearcă să facă ceva mai bine. O să vedem cum vor evolua lucrurile, dar, sincer, eu nu cred că trebuie să facem în fiecare an câte un experiment din acesta și nici nu cred că trebuie să batem în cuie neapărat că trebuie să fie la școală sau că trebuie să fie la grădiniță o astfel de clasă, așa zis, pregătitoare, sau clasă zero, cum îi mai spune lumea. Cred că important este ca acești copii să găsească acolo, în această clasă, în acest spațiu, ceea ce le trebuie pentru ca să poată fi mai bine pregătiți pentru clasa întâi în care vor intra. Oricum, copiii sunt diferiți și la această vârstă. Unii sunt mici, abia să văd scaunele alea, alții sunt mai dezvoltați, sunt mai mari, unii știu mai multe lucruri și ceea ce la cerc și ceea ce la triunghi și... Unii știu să-și scrie cifrele și literele de tipar, alții nu. Deci, oricum, este o diferență destul de mare chiar în aceeași clasă și va fi o provocare și pentru educatoarele, învățătoarele respective să îi aducă
spre un același nivel, la același nivel e greu să-i aducă, dar spre un același nivel probabil că vor trebui să-i aducă. Chiar și așa, edilul șef a precizat că știe că sunt în continuare locuri în care există nemulțumire ale părinților față de modul de organizare al activității, dar și al profesorilor față de numărul de elevi și clase dintr-o unitate de învățământ. Vechiul conflict dintre conducerea celei mai mari unități sanitare din Brăila și sindicaliștii de la Sanitas a fost reluat la Comisia de Dialog Social vineri dimineață la prefectură, de această dată într-un alt context, în prezența ministrului delegat pentru dialog social, Liviu Pop. Conflictul de muncă al nostru a fost deschis și ca atare o să-mi permiteți să-l prezint pe domnul vicepreședinte la Federația Sanitas, Marius Petru, care ne reprezintă în această ședință, plus colegii mei, care probabil sunt deja cunoscuți și fac parte din conducerea sindicatului Spitalul Județean și domnul vicepreședinte a Sindicatului Județean Sanitas, domnul Măcuță Ionea. O să-mi permite să citesc și este foarte pe scurt, să prezint evenimentele în derulare de pe 14 februarie și până acum. Spitalul Județean de Urgență Brăila nu are contract colectiv de muncă din 1.2.2012. Conducerea Spitalului Județean nu a aderat contractului colectiv de muncă pe grund de unități și nici nu a luat inițiativa declanșării negocierilor în termenii stabiliți de legea 62/2011. Din acest motiv, Sindicatul Județean Sanitas a trimis adresă către Spitalul Județean pentru demararea negocierilor contractului colectiv de muncă. Negocierile s-au desfășurat conform planificării în condițiile și termenii legii dialogului social în perioada 29.12.2011 14.02.2012, dată la care negocierile au fost finalizate de comun acord cu mențiunea că nu sunt obiecțiuni din partea ambelor părți, fapt consemnat în procesul verbal încheiat în data de 14.02.2012. Contractul colectiv de muncă, în loc să fie redactat și semnat, a fost supus unilateral examinării Comitetului Director din 20.02.2012, la care Sindicatul Sanitas nu a fost prezent. Cerând acel proces verbal în copie, nu ni s-a prezentat la prima ședință care am avut întâlnire. Pe parcurs am avut mai multe întâlniri și solicitări în scris pentru semnarea contractului colectiv de muncă, conducerea unității refuzând semnarea, susținând că are anumite obiecțiuni care între timp au crescut și s-au amplificat. Managerul a explicat de asemenea punctul său de vedere, iar discuțiile au început să devină mai tensionate. Clauzele din contract au fost clarificate și nu au modificat cu nimic substanțial fondul programului. În urma negocierilor pe care au efectuat delegația în care spitalul împreună cu sindicatul. De asemenea, nu sunt afectate interesele sindicale prin prisma drepturilor salariale și nici de altă perspectivă. Pentru că, și dau un exemplu pragmatic din contractul pe care l-a propus sindicatul. La un moment dat, în contextul contractului, spuneau că orice angajare se face doar cu avizul sindical, iar eu am corectat asta și am cerut să se menționeze că se face cu consultare sindicală. Și dau acest exemplu pragmatic, tocmai pentru a înțelege că intervenția mea asupra clauzelor din contract nu modifică fondul, ci au fost doar modificate fondul. Clarificarea clauzelor s-a făcut în virtutea dreptului angajatorului de a se organiza și de a-și conduce activitatea. Salariații și-au primit și își primesc toate drepturile salariale, chiar dacă sindicatul nu a semnat contractul și acesta nu este înregistrat. Cea mai surprinzătoare reacție a venit din partea omului de afaceri, Gheorghe Caruz. Cum pot eu ca manager să semnez că dau bonuri de masă, că eu văd că n-am putut? Cum pot? Păi, nu vă supărați, adică trebuie să vă puneți în pielea lui doamna. Eu nu zic că n-aveți dreptate. Aveți dreptate, dar vedeți, trebuie să le analizați în așa fel încât și dumneavoastră în pielea ei suntem, cum puteți semna așa ceva? Nu puteți. Dar e bine în partea, în condițiile în care, repet, dumneavoastră veniți din privat, nu veniți din public. În condițiile în care, repet, niciun spital din România nu are prevedere pentru trimestrul 4. Și se fac acum calcule, pune acum toate cheltuielile. Nu, dacă cineva greșește, nu trebuie să greșesc și eu. Eu apreciez pe doamna Iertare. Felicitați-o, dar nu aveți toată informația completă. Bun, eu am informația care vă aici. La final, ministrul a solicitat părților să aleagă una dintre cele două variante propuse.
se semnează contractul așa și să vină în 30-60 de zile cu precizări pe chestia cu tichetele cadou de masă, pardon, plecând de la faptul că e nevoie de o aprobare a bugetului, suntem în anul în care, la final de an și se discută de bugetul pe 2013, și cred că, din punctul ăsta de vedere, se poate rezolva foarte ușor astăzi această situație, mai ales dacă domnul președinte al Consiliului Județean, împreună cu doamna manager, obligatoriu cu doamna consilier juridic, care a fost și în dreapta și în stânga, doamna manager, asta e viața, pentru că nu poți să mergi cu mandat consilier juridic într-o comisie de negociere și după aceea să vii cu un alt articol, un material către managerul care te-a trimis ca să faci chestiunea aceasta. Nu o cunosc pe doamna, tot respectul pentru ea, poate are argumente pe care trebuie să le aducă la cunoștință. Și sper că astăzi să finalizați acest conflict care putea fi rezolvat în mult mai repede. Mega TV vă va prezenta discuțiile pe larg din cadrul acestei ședințe luni la finalul grupajului de știri de la ora 18. Dezamăgit până și de conducerea centrală a partidului pe care îl reprezintă, președintele PC Brăila are ca ultimă soluție plecarea din cadrul USL-ului și din partidul pe care îl conduce către Partidul Poporului Dan Diaconescu, cu care a admis că nu a avut discuții și înțelegeri, în speranța că măcar astfel va primi dreptul să candideze într-un colegiu la parlamentare. Mare dezamăgire a produs conservatorilor Brăile, asta este realitatea. Am mai învățat ceva, învățasem și până acum, și dacă vă amintiți, eu am zis că ce am învățat? Am învățat să nu mai spun lucruri mari, să nu fac promisiuni în politică, că e foarte greu să le respecti. Acum am învățat că trebuie să nu crezi nici măcar în cuvântul președintelui de partid la nivel național sau în cuvântul ministrului. N-ai voie să crezi în politică nimic. Eu am fost sunat de Daniel Constantin joi, și noi ne-am întâlnit sâmbătă. Joi am fost asigurat că Brăila are colegiu, iar sâmbătă, când am fost la Murighiol, am fost anunțat că Brăila nu are colegiu. Firește că a fost dezamăgirea foarte mare. Mă bucur că am avut, să zic, înțelepciunea să nu rămân și să, eu știu, să jignesc pe cineva, că atunci omul la supărare mai spune și vrute și nevrute. M-am ridicat pur și simplu în picioare și am părăsit sala. Am fost pe urmă sunat, m-au căutat, am discutat și sâmbătă și duminică și luni. Și există pentru Brăila, dacă insist să fiu parlamentar, există pentru Brăila două variante, Prahova și Suceava, două variante pentru a fi parlamentar propuse de cei de la centru, de președintele nostru. Ar mai fi să adaug eu alte variante ca, să zic, participarea ca independent, dar dintr-o analiză așa mai serioasă, realizez că pe colegiul 1 va fi foarte greu ca independent să câștig ceva. Mai mult aș câștiga pe colegiul 3 dacă m-aș duce, că părerea mea este că Balcan nu o să mai aibă susținerea PSD-știlor și bănuiesc eu că nici peneliștii nu au căzut pe spate cu mutarea lui Balcan. Așa că șansele mai mari ar fi în colegiul 3 ca independent. Dar aș pierde, să zic, avantajul că mergând în Prahova sau în Suceava, acolo aș putea intra în lista celor 21 de parlamentari care sunt semnați prin protocol. Cu toate că nici asta nu mai este o siguranță, nu mai e o certitudine, că nu se știe care va fi conjunctura. Întâi vor ieși cei cu 51% și dacă o să am ghinionul pe un colegiu care mă duc eu să zic să iasă cu 51%, am ieșit și de pe lista celor 21. Totodată acesta a precizat că dacă se va ajunge la această situație, este convins că alături de el vor pleca la Partidul Poporului Dan Diaconescu aproximativ 70% din membrii partidului. De precizat este faptul că în prezent
PC Brăila înregistrează peste 7500 de membri.